Cei doi tineri suspectați de dublul omor din satul Bolohan, raionul Orhei, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Dosarele acestora au fost examinate astăzi, separat, de magistrații judecătoriei Orhei. Potrivit procurorului de caz, tânărul de 20 de ani și-a recunoscut în totalitate vina, iar minorul în vârstă de 15 ani a recunoscut-o doar parțial. Vă recunoașteți vina? Vă pare rău? De la ce a pornit conflictul între voi? Cu ce ați lovit cei doi bărbați? Nici avocatul minorului nu a vrut să ofere comentarii. Eu nu pot să comentez, n-am niciun drept, domnul nu vrea. De ce? Am împuternicire la dumnealui pentru a comenta și a da declarații. Dar cum pledează pierdul dumneavoastră? S-a recunoscut vina? Parțial. La ședință au venit și câteva rude, care la fel au refuzat să discute cu echipa noastră de filmare. Cum s-a întâmplat totul? V-a povestit ceva? De ce nu vreți să discutați cu noi? Procurorul de caz spune că în cadrul audierilor minorul și-a recunoscut parțial vina. Conform materialelor cauzei penale, sunt două persoane învinuite de săvârșirea infracțiunii de omor. La această etapă, organul de urmărire penală nu poate oferi alte informații, deoarece ancheta se află la stadia inițială. Noi o să revenim și o să vă oferim toată informația posibilă după finisarea urmăririi penale. Crima odioasă a avut loc marți noaptea într-o gospodărie din satul Bolohan, raionul Orhei. Doi frați au fost bătuți crunt de către doi tineri. Potrivit poliției, casa în care au fost găsiți aceștia a fost cuprinsă de flăcări, iar bărbații au fost scoși din locuință de către pompieri în stare de inconștiență. Cei doi frați, de 52 și respectiv 58 de ani, au fost duși de urgență la spitalul raional Orhei. Medicii au luptat pentru viața acestora, însă frații au decedat la o diferență de 10 minute unul de celălalt. Oamenii legii au pornit un proces penal pentru omor intenționat. Ambii suspecți riscă până la 20 de ani de pușcărie.